Senatorul Nicolae Bădălău, președintele PSD Giurgiu, a anunțat astăzi că pe listele de candidați ale formațiunii social-democrate vor fi trecuți doar aceia care demonstrează că au susținere de la cetățeni. Nicolae Bădălău a precizat că acest sistem este valabil atât pentru toate consiliile locale ale comunelor și orașelor din județ, cât și pentru Consiliul Local al Municipiului și pentru Consiliul Județean. Astfel, cei care doresc să apară pe liste trebuie să prezinte tabele cu semnături de la cetățeni. Dorim să facem o analiză și la nivel de municipiu, comune, orașe, cetățenii să stabilească listele de consilieri locali, cum cred dânși. Și dacă dânși hotărăsc ca unul din dumneavoastră trebuie să fie consilier și are o listă de semnături, de asta vă spuneam că încă nu vin cu el și vă explic numai în mare, și are o listă de semnături de susținere de cetățeni, eu îl trec pe listă pe numărul 1. Și așa mai departe. Președintele PSD Giurgiu a declarat că se va înscrie pe lista pentru Consiliul Județean, dar că trebuie să respecte aceleași reguli. Pe de altă parte, Nicolae Bădălău a precizat că nu toți actualii primari PSD vor mai candida din partea acestui partid la alegerile locale.